Hei, salut prieteni! Asta e Pandora și a fost făcută de către Zeus pentru că voia să pedepsească muritorii pentru că foloseau și primiseră focul de la Prometeu. Ceea ce nu e neapărat vina muritorilor, dar... Mh, Zeus. N-a fost făcută neapărat de Zeus și de către Hephaistos. Mai precis, din lut. Faza e că Hephaistos a făcut-o foarte frumoasă. Afrodita foarte feminină, Atena a învățat-o meșteșugurile și la îndemnurile lui Zeus, Hermes a învățat-o să fie duplicitară, curioasă și foarte încăpățânată. Zeii de asemenea au făcut cadou și un recipient care se pare că n-ar fi de fapt o cutie, ci ar fi un borcan. Mai precis ăsta de aici și s-ar numi Pitos. Asta e considerat o eroare de traducere și este atribuită lui Erasmus. Și de la cuvântul Pitos care înseamnă borcan a ajuns la cuvântul Pixis care înseamnă cutie. Faza e că Pandora a fost oferită drept cadou fratelui lui Prometeu Epimeteu. Deși Prometeu l avertizase pe Epimeteu să nu accepte niciun fel de cadou de la zei, văzând cât de frumoasă e Pandora, a zis, bă, da! Deși zeii au spus să nu o facă, Pandora, fiind foarte curioasă, a deschis borcanul. Mă rog, cutia, astfel dezlănțuind toate relele de pe lume asupra muritorilor. Ultimul lucru rămas fiind speranța.